Mergem astăzi un pas mai departe la studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor. Am ajuns la capitolul 13. Data trecută am văzut cum Evanghelia a continuat să se răspândească, în ciuda faptului că a fost prigoană stârnită de către regele Irod. Prigoana aceasta a dus la uciderea lui Iacov și la răspândirea ucenicilor în continuare, dar lucrul acesta a fost spre bine, pentru că Evanghelia a ajuns mai departe, răspândindu-se până în mijlocul neamurilor care nu-L cunoșteau pe Domnul, lucru pe care Domnul îl poruncise încă de la început, atunci când le-a dat mare însărcinare ucenicilor de a duce cuvântul său până la marginile pământului. Începând cu acest capitol 13, vom urmări pașii Apostolului Pavel în cele trei călătorii misionare pe care el le-a făcut în diverse provincii ale Imperiului Roman, începând cu Asia Mică. De fiecare dată când vorbim de Asia Mică, trebuie să ne gândim în general la Turcia de astăzi. De asemenea, apostolul a ajuns până în Grecia de astăzi și până la Roma, probabil că și în provincia care corespunde astăzi Spaniei. Așadar, Pavel a avut trei călătorii misionare în care a reușit să acopere cele mai multe provincii din Imperiul Roman. De aici, din capitolul 13, vedem punctul de plecare a lui Pavel, însoțit de Barnaba, în prima lor călătorie misionară, trimiși de către Duhul Sfânt, așa cum citim încă din primele trei versete. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Și încă de la primul verset ne atrage atenția această expresie, faptul că erau acolo cinci proroci și învățători. Aceasta înseamnă că existau niște daruri speciale de prorocie și de învățătură dată din Scriptură, pe care acești cinci creștini, conducătorii ai bisericii din Antiohia, le aveau. Termenul de proroc din acest text nu este echivalent cu cel de om care îi învață pe alții din cuvânt, fiindcă apare așezat lângă cel de învățător. Așadar, sunt două lucruri diferite: darul de proroc și darul de învățător din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne gândim că acest termen se referă direct la slujba și la darul prorociei, care apare de mai multe ori menționat și în Noul Testament. Este drept că unii spun în zilele noastre că nu mai există acest dar al prorociei în biserică, și ca să-și susțină ideea dau un citat din 1 Corinteni, din capitolul 13, unde se vorbește despre dragostea creștină. La sfârșitul acestui capitol există o menționare a faptului că prorociile vor înceta. Și am să citesc din versetul 8: dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Așadar, vorbește despre un moment în care prorociile se vor sfârși. Iar, repet, acești creștini din zilele noastre, care poartă numele de cesaționiști, consideră că prorociile deja s-au sfârșit și că nu mai are rost să vorbim despre acest lucru, pentru că el nu mai există în biserică. Curentul acesta a apărut în perioada ultimelor secole și pretinde că toate darurile Duhului Sfânt de descoperire, de prorocie, de prevestirea viitorului au încetat odată cu desăvârșirea canonului Noului Testament, adică în momentul în care a apărut Cartea Apocalipsa, undeva în jurul anului 96 după Hristos. Problema însă este foarte ușor de rezolvat. Nici nu are rost să intrăm într-o astfel de discuție, pentru că atunci când nu înțelegem un text, este foarte ușor să-l interpretăm dacă privim mai departe în continuarea lui, iar lucrul acesta se aplică în cazul textului din 1 Corinteni, fiindcă spune foarte clar când se va întâmpla acest lucru, și anume atunci când Domnul va veni, când vom sta față în față cu El
în momentul acela vor sfârși și prorociile. Și foarte clar că în momentul acela nu o să avem nevoie nici de credință, nu o să avem nevoie nici de prorocie, când îl vom vedea pe Domnul față în față. Acela este punctul în care prorociile se vor sfârși, iar punctul acesta e ușor de stabilit în momentul răpirii, când Domnul va veni și noi vom sta față în față cu El, când biserica va fi în fața Domnului, atunci foarte clar prorociile se vor sfârși și credința nu va mai fi nevoie de ea. Singurul lucru care va mai rămâne va fi dragostea, pentru că dragostea noastră față de Domnul va continua să se manifeste în prezența Lui în toată veșnicia. Așadar, nu este vorba de nicio problemă cesaționistă, pentru că darurile Duhului Sfânt vor continua pe toată perioada bisericii. Este clar că aceste daruri s-au diminuat în perioada Evului Mediu, ca și toată învățătura Noului Testament. A fost o perioadă de mai bine de 1000 de ani în istoria bisericii creștine, în care darurile și manifestarea Duhului Sfânt au început să se diminueze. Nu că n-au existat deloc, însă au fost foarte mult puse în umbră din cauza amestecului bisericii cu păgânismul și cu ritualurile nebiblice. În plus, darul prorociei nu a încetat să existe în biserica creștină, pentru că apostolul Petru a afirmat lucrul acesta în ziua cincizecimii, atunci când a citat prorocia despre coborârea Duhului Sfânt, prorocia lui Ioel din Vechiul Testament. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și observați cum se continuă acest text. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Toate aceste elemente se cuprind în darul prorociei al descoperirii. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și, iar se repetă, și vor proroci. Așadar, manifestarea Duhului Sfânt, una dintre manifestările cele mai clare ale Duhului Sfânt, este aceasta a prorociei. Și foarte ușor de înțeles că atât timp cât Duhul Sfânt se află în biserică, este de așteptat să fie și această manifestare prin darul prorociei. Tinerii să aibă vedenii, feciorii și fetele să prorocească, bătrânii să aibă vise, toate acestea sunt legate de darul prorociei. Bineînțeles că acest dar există și în zilele noastre. Din păcate, el este însă foarte rar, pentru că există și foarte mult fals. Darul prorociei există până astăzi, însă, repet, este foarte rar întâlnit. Nu are nimic de a face cu ceea ce astăzi se cunoaște drept proroci de meserie, oameni care umblă dintr-un loc în altul și prorocesc oamenilor de bine, până și în cele mai banale lucruri și aspecte ale vieții care nu au nicio legătură cu Scriptura. Aceea nu este prorocie. Prorocia din Scriptură este întotdeauna legată de lucrarea lui Dumnezeu și de viața noastră de credință. Nu este legată de aspectele vieții noastre materiale sau de realizarea noastră, știu eu ce spunea cineva, ce teren urmează să cumpere, să îi se prorocească dacă terenul acela va crește ca valoare și să-l ia sau să nu-l ia, dacă va pierde banii sau nu. Aceea nu-i prorocie, aceea se numește înșelare și, din păcate, se practică foarte mult în anumite sectoare ale creștinătății din zilele noastre. Revenind la textul din Cartea Faptelor, din capitolul 13, așa cum am citit, cei 5 conducători ai bisericii din Antiohia erau proroci și învățători. Și este de remarcat aici, în mod deosebit, unul dintre ei, și anume Manaen, despre care se spune că a fost crescut împreună cu cârmuitorul Irod. Și traducerea aici a termenului din limba greacă face referire la faptul că a fost prieten intim ca și un frate vitreg cu cârmuitorul Irod. Erau foarte apropiați, era unul dintre cei care a crescut în aceeași casă, a învățat cu aceiași învățători și s-a educat împreună cu cârmuitorul Irod, despre care am citit în capitolul trecut cum a murit lovit de pedeapsa lui Dumnezeu. Observați, chiar și în familiile înstărite, chiar și în familiile de conducători, Duhul lui Dumnezeu poate să intre, dar decizia depinde de fiecare. Unul și-a ales drumul de a-L urma pe Domnul Iisus și în felul acesta a ajuns să fie unul dintre proroci și dintre învățători, celălalt a ales să prigonească, a ales calea lumii, dar Dumnezeu
a dat șanse fiecăruia în dreptul său. Așadar, cei cinci conducători menționați în primele versete din capitolul 13 erau în primul rând proroci și în al doilea rând învățători. Și versetul 2 dă și un exemplu al felului în care se manifesta acest dar al prorociei în mijlocul lor. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Așadar, așa se manifesta prorocia. Duhul Sfânt le-a vorbit. Cum le-a vorbit, nu știm. Dacă a fost o vedenie, dacă a fost într-o altă formă, cert este că pe când slujeau Domnului și posteau, adică se rugau și posteau, Duhul Sfânt le-a vorbit foarte clar: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Cum le-a vorbit Duhul Sfânt? Evident, prin darul prorociei pe care el l-a lăsat în mijlocul bisericii sale. De asemenea, este foarte important să vedem în acest verset felul în care Duhul Sfânt vorbește sau timpul în care este de așteptat ca Duhul Sfânt să vorbească. Și anume, atunci când oamenii săi stau înaintea lui, pe când slujeau Domnului, adică aveau părtășie intimă cu Domnul și posteau. Când te izolezi singur cu Domnul, îi slujești lui prin rugăciune și prin post, atunci poți să aștepți ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, atenție, cu privire doar la lucrarea lui Dumnezeu. N-a fost un lucru care să fie banal sau un lucru neimportant, ci un lucru esențial care ținea de înaintarea Evangheliei. De multe ori au existat relatări de felul acesta și în zilele noastre ale oamenilor consacrați Domnului, care au fost chemați la o lucrare în felul acesta. Așadar, darul n-a încetat. Oamenii lui Dumnezeu continuă să primească o astfel de călăuzire directă de la Duhul Sfânt prin darul prorociei. Condiția pentru acest lucru, așa cum spunea și David Wilkerson, dacă vrei o ungere proaspătă și dacă vrei călăuzire în lucrare, trebuie să te izolezi și să petreci timp singur cu Domnul. În versetul 3 se arată și felul în care ei au fost ascultători de vocea Duhului Sfânt și cum i-au trimis pe cei doi apostoli. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Așadar, este vorba de post și rugăciune înainte să vorbească Duhul Sfânt și este vorba de post și rugăciune și după ce le-a vorbit Duhul Sfânt. De data aceasta, erau îndreptate într-o direcție clară ca Domnul să-i însoțească pe cei doi, să-i apere de orice uneltire a vrăjmașului, să le dea putere, să le dea îndrăzneală, să își reverse prezența și plinătatea sa peste ei ca să poată face lucrarea lui Dumnezeu însoțită de semne și minuni, așa cum vom vedea mai departe. De asemenea, pe lângă post și rugăciune, este scris că și-au pus mâinile peste ei. Și aici nu este vorba de un ritual deosebit, de o anumită parte a unui ritual religios, ci e vorba de un simbol al unității în această lucrare. Punerea mâinilor peste cineva, încă din Vechiul Testament, nu transmitea un dar sau nu dădea ceva de la un om la altul, ci pur și simplu făcea lucrul acesta. Arăta că omul care își pune mâinile este de acord, este în unitate cu cel care merge mai departe, că se continuă aceeași lucrare. De obicei, cel mai mare, cel mai în vârstă, mai experimentat, își punea mâinile peste ucenicul său, dacă era vorba de un fiu al prorocilor, și acesta ducea mai departe lucrarea lui Dumnezeu. În cazul nostru, nu este vorba de oameni mai mari sau mai mici, mai experimentați sau mai puțin experimentați, pentru că biserica era la început, ci pur și simplu punerea mâinilor simbolizează unitatea în această lucrare. Unii au plecat pe câmpul de luptă, în speță Pavel și Barnaba, iar ceilalți au rămas în continuare înaintea Domnului în rugăciune. Aceasta arată o lucrare comună. Toți cinci au continuat în lucrare, dar unii postind și rugându-se, iar alții ca un vârf de lance, mergând să ducă Evanghelia mai departe. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu. Ea trebuie să aibă oameni care să înainteze ca niște pioni, ca niște oameni trimiși de Dumnezeu, cu curaj, cu îndrăzneală, cu puterea Duhului Sfânt, dar în spatele acestora întotdeauna trebuie să fie și oameni care să rămână în post și în rugăciune și să susțină în felul acesta lucrarea lor. Din acest punct, mai departe, de la versetul 4, începem să vedem locurile prin care merg cei doi apostoli, trimiși în continuare de Duhul Sfânt. Prima lor oprire este în insula Cipru, așa cum citim în versetul 4, Barnaba și Saul
trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Și aici este de remarcat această expresie. Ei au fost trimiși de Duhul Sfânt. Întâi Duhul Sfânt le-a vorbit că trebuie să fie puși deoparte pentru lucrarea la care i-a chemat, iar în al doilea rând Duhul Sfânt le arată și unde să meargă prima dată. Și este interesant că i-a trimis la Cipru, pe o insulă, nu i-a trimis în ceea ce se numește Asia Mică, în teritoriul Turciei de astăzi, unde vom vedea că s-au desfășurat celelalte călătorii misionare și unde foarte multe biserici au apărut, între care și cele 7 biserici menționate în Cartea Apocalipsa, toate au fost în Asia Mică. Însă primul punct în care i-a trimis Duhul Sfânt a fost o insulă, și anume insula Cipru din Marea Mediterană. Duhul Sfânt alege momentul și călăuzirea pe care o dă pentru fiecare etapă a lucrării în parte. Dragii mei, uneori, în lucrarea lui Dumnezeu, este vorba de o astfel de călăuzire directă. Când Duhul Sfânt spune exact, în locul acela trebuie să mergi și trebuie să predici Evanghelia exact în orașul respectiv. În alte ocazii, vom vedea în Faptele Apostolilor, că n-a mai fost vorba de o călăuzire directă, ci apostolii au ales ei care este traseul pe care aveau să-l urmeze. În ambele situații, ei au rămas sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așadar, nu întotdeauna trebuie să așteptăm o călăuzire directă. Ea poate veni uneori când Domnul decide că este important și că trebuie să se meargă neapărat într-un loc, însă rămâne călăuzirea generală, și anume, Evanghelia trebuie să meargă până la marginile pământului, iar apostolii au urmat traseul orașelor celor mai importante. Așa cum spunea Pavel, am căutat să predic oamenilor celor mai cu vază, ca nu cumva să mă fi trudit în zadar. Cert este că toată lucrarea lui Dumnezeu începe printr-o trimitere a Duhului Sfânt și se continuă în ascultare de Duhul Sfânt. Dacă nu este această condiție îndeplinită, atunci nu e lucrarea lui Dumnezeu. Dacă oamenii fac lucrările lor, foarte bine pot să și le facă. Important este însă ca Domnul să recunoască acea lucrare ca fiind a Lui, acea biserică ce va lua ființă ca biserica Lui. Dacă Duhul Sfânt este prezent în lucrarea lui Dumnezeu, atunci El pune pecetea ca fiind lucrarea lui Dumnezeu. Continuăm să citim de la versetul 5, traseul pe care l-a urmat în această primă călătorie misionară. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și mă opresc aici ca să remarcăm și acest lucru, faptul că, asemenea lui Corneliu, și acest om din Imperiul Roman, un conducător roman, Sergius Paulus, era un om înțelept și în același timp căutător de Dumnezeu. Dragii mei, întotdeauna în mijlocul păgânilor și în mijlocul celor pe care noi îi considerăm necredincioși, vor fi astfel de oameni care vor avea căutări după Dumnezeu. În inima omului există gândul veșniciei, de aceea este normal ca omul să se gândească ce se va întâmpla după viața aceasta, ce sens are existența noastră pe acest pământ și să găsească răspunsuri căutându-L pe Dumnezeu. Așa era în cazul lui Sergius Paulus. Și de fiecare dată când Dumnezeu își face lucrarea, apare și cel rău care încearcă să o deturneze. În cazul nostru era vorba de un evreu care n-avea nimic de a face cu credința, ci era pe latura obscură a magiei. Așa cum se continuă textul de la versetul 8, dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să-l abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Și observați încă o dată această expresie, fiind plin de Duhul Sfânt. Traducerea exactă trimite la ideea că în momentul acela a avut loc o nouă umplere a lui Pavel cu Duhul Sfânt pentru a-i da o călăuzire directă și a-i pune exact cuvintele sale pe buze, făcându-l astfel instrumentul judecății pe care Duhul Sfânt a exercitat-o asupra acestui om. Așadar, judecata ce urmează nu este făcută de Pavel din proprie inițiativă, din supărarea lui, ci este vorba de Duhul Sfânt care
ia controlul situației și îl folosește pe Pavel pentru a rosti judecata pe care o va face asupra acestui om. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Și cuvintele sunt foarte dure, într-adevăr, dar, repet, este limbajul Duhului Sfânt. Nu este o expresie izvorâtă din mânia firească a apostolului, ci este mânia lui Dumnezeu care se va exercita asupra acestui om. Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Observați, când Duhul Sfânt lucrează, atunci consecințele sunt îndreptate spre slava lui Dumnezeu. De data aceasta a fost vorba de o judecată instantanee venită direct de la Duhul Sfânt, dar și aici se vede harul lui Dumnezeu, pentru că e vorba doar de o judecată temporară. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Observați, și aici îi dă Dumnezeu har acestui om și vreme de pocăință. Putea să-l lovească pe loc și să cadă omul acesta mort, așa cum a căzut Anania și soția sa, Safira, dar în cazul acesta îi se dă timp de pocăință acestui evreu care ajunsese să fie vrăjitor. Este o aplicație și pentru zilele noastre, din punct de vedere spiritual, pentru toți oamenii care, asemenea acestui Elima, caută să schimbe sensul cuvintelor rostite de către Duhul Sfânt, împiedicându-i în felul acesta pe ascultătorii Evangheliei să ajungă la pocăință. Dragii mei, și astăzi, de fiecare dată când este un cuvânt venit de la Duhul Sfânt, vor apărea și astfel de oameni care vor căuta să-l deturneze și să răstălmăcească toate cuvintele, în așa fel încât oamenii să nu poată ajunge la credință. Chiar dacă e vorba de oameni care se pretind slujitorii ai Domnului, uneori ei sunt folosiți de către cel rău în această direcție. Iar lucrul acesta are la bază întotdeauna motivația invidiei, așa cum vom vedea și în continuare în cazul celorlalți evrei. Așadar, sunt și astăzi oameni care vor căuta să deturneze sensul cuvintelor, iar acest lucru certifică, autentifică o lucrare ca fiind de la Dumnezeu. Dacă nu stârnește împotrivire, atunci, cu siguranță, nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Problema este însă cu acești oameni, pentru că, deși nu mai se întâmplă ca în cazul de aici, în cazul călătoriei misionare a apostolilor, să cadă orbi fizic, există totuși o orbire care vine asupra lor, și anume o orbire spirituală. Harul lui Dumnezeu se arată însă și aici. Oamenii aceștia, chiar dacă ajung orbi spiritual, pentru că n-ai cum să fie altfel decât orbi spiritual, să nu recunoști mesajele venite de la Duhul Sfânt, înseamnă că tu suferi de orbire care a căzut peste tine, de o ceață în care te miști din punct de vedere spiritual. Dar și aici este har de la Dumnezeu. Și oamenii care suferă de orbire spirituală pot să-și revină, aceasta poate să fie doar pentru o vreme. Depinde însă dacă vor apela la această unică soluție, care este pocăința, cea care a fost indicată de către Domnul și în cazul celor din Laodicea, despre care Domnul spusese că ajunseseră să fie orbi spiritual. Soluția așadar este pocăința, iar Domnul spune aceste cuvinte: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. De unde venise această pedeapsă a orbirii? Din cauza necredinței lor, Domnul spune: eu mustru și pedepsesc. Din fericire, este o pedeapsă temporară, dacă și numai dacă se ajunge la pocăință. De aceea Domnul spune mai departe: fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Vrei să ieși din orbire? Pocăiește-te. Revino la adevărul Scripturii și atunci o să cadă ceața de pe ochii tăi și o să vezi clar cât de greșit ai fost. O să te pui de partea Domnului Iisus și a lucrării sale și nu o să te mai împotrivești. Dacă însă vei persista în această împotrivire, sfârșitul va fi tragic. Observați harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, care dă timp de pocăință chiar și celor care răstălmăcesc cuvintele sale și fac jocul sau lucrarea celui rău. Ne rugăm și noi, așa cum ne-a îndemnat Domnul, pentru vrăjmașii noștri
Și ne rugăm în mod specific lucrul acesta. Toți cei care răstălmăcesc cuvintele acestea și o fac în mod public sau în privat, Domnul să se îndure de ei, să le dea harul acesta de a ajunge la pocăință, să-și capete din nou vederea, să se pună de partea lui și să continue pe calea sa până la capăt în lucrarea lui Dumnezeu. Revenind la textul nostru, din acest punct, de la călătoria de pe insula Cipru, aici unde dregătorul sau guvernatorul insulei, Sergius Paulus, a crezut, din acest punct, Domnul îi călăuzește înapoi pe continent, în provincia Asia Mică, mai întâi la Perga și apoi în orașul Antiohia din provincia Pisidia. Și aici este de făcut deosebirea între acest oraș Perga, care era capitala provinciei Pamfilia, aflat foarte aproape de orașul Antalya de astăzi, din sudul Turciei, și orașul Pergam din Apocalipsa. Sunt două orașe diferite. Orașul Pergam din Apocalipsa se mai numește și Pergamon și se afla în provincia Misia, aproape de Marea Egee, deci mai spre vest. E foarte ușor de identificat pe hartă, fiindcă există hărți detaliate cu călătoriile Apostolului Pavel și locurile prin care a trecut. Citim de la versetul 13. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Mai târziu vom vedea despre această plecare a lui Ioan Marcu. Majoritatea cercetătorilor Scripturii cred că este vorba de evanghelistul Marcu. Mai târziu așadar vom vedea că această plecare a lui Marcu din compania lui Pavel și Barnaba a cauzat o problemă serioasă între cei doi apostoli. Eu personal nu cred că a fost vorba de teama lui Marcu de prigoană, ci pur și simplu a avut un alt motiv pentru care a plecat, fiindcă prigoană încă nu apăruse, ei doar ajunseseră în Cipru, iar aici până și guvernatorul insulei îi chemase, dregătorul roman Sergius Paulus, și se convertise la credință. Așadar, nu era perspectiva aceasta iminentă a prigoanei care să-l facă să se teamă. Probabil că a fost un alt motiv, fie că o neînțelegere a apărut între el și apostol, fie că pur și simplu a hotărât el, în afara călăuzirii Duhului Sfânt, că trebuie să se întoarcă la Ierusalim. Cert este că mai târziu acest lucru va duce la separarea celor doi apostoli, despre care vom vorbi la momentul potrivit. Din Perga, despre care nu se spune prea mult ce au făcut apostolii și care au fost rezultatele lucrării, au plecat spre Antiohia, capitala provinciei Pisidia, și aici este un alt oraș cu același nume, diferit de Antiohia, orașul de unde plecaseră apostolii trimiși de către Duhul Sfânt. Acest oraș, Antiohia din Pisidia, era capitala acestei provincii și se află mult mai în interiorul Asiei Mici, în timp ce Antiohia era punctul central al lucrării misionare, locul de unde erau trimiși apostolii și locul unde li se dăduse pentru prima dată numele de creștini. De la versetul 14, citim, din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Și am să mă opresc în acest punct pentru a vedea un lucru foarte frumos în acest loc, și anume faptul că exista un obicei în sinagogă care a devenit mai târziu un model pentru adunările creștine, ca oamenii care veneau de departe și aveau posibilitatea de a da un îndemn din Scriptură să-l poată da cu toată libertatea. De altfel, sinagoga a devenit modelul de simplitate pentru primele adunări creștine timp de 3 secole. Și sinagoga era un loc în care lucrurile se desfășurau fără ritual, fără liturghie, era un loc în care domnea simplitatea, se citea din Scriptură, se dădea un îndemn, se aduceau laude Domnului și rugăciuni. O astfel de sinagogă se poate vedea, de exemplu, până astăzi în Nazaret, în satul vechi, și se poate vizita acolo, este un muzeu în aer liber, deținut de creștini, administrat de creștinii din Occident, și poți vedea sinagoga drept o clădire foarte simplă în care oamenii veneau sâmbăta, pentru că evreii se închinau după legea Vechiului Testament în ziua de sabat. Despre creștini nu mai este scris acest lucru, dar
Locul acela era un loc foarte simplu, fără multe decorații și în care se petreceau mai multe lucruri în timpul săptămânii. Acolo aveau loc judecățile, era o sală cu mai multe funcționalități, iar în timpul zilei de sărbătoare se adunau pentru a asculta cuvântul Domnului. Mai târziu au intrat aceste ritualuri. Timp de 300 de ani, adunarea creștină semăna cu astfel de adunare din sinagogă. Oamenii intrau, se așezau, îl lăudau pe Domnul, cântau cântece de laudă, se rugau lui Dumnezeu, apoi se citea Scriptura și se dădea un îndemn pe marginea Scripturii, așa cum sunt mai multe relatări din perioada aceasta a primelor 3 secole, ceea ce numim noi Biserica Primară. După ce Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor, în anul 314 au început să apară și ritualurile profesioniste și modelul sinagogii a fost înlocuit cu cel al templului din Ierusalim. Până astăzi, de exemplu, dacă vă uitați la bisericile tradiționale, ele au un loc care se numește altar, care simbolizează locul preasfânt și este despărțit de o perdea care simbolizează perdeaua ce despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Se numește catapeteasmă în limbajul popular. În felul acesta, lucrurile s-au complicat și s-a înlocuit simplitatea din sinagogă cu imitarea ritualurilor de la templu. De aceea vedem și tămâia în mâinile preoților și toate celelalte elemente care erau simbolizate la templu, sfeșnicul în care se aprindea lumină în timpul Vechiului Testament. Toate aceste lucruri au fost preluate în religia tradițională, cea catolică sau cea din răsărit numită ortodoxă. Însă, revenind la modelul primei biserici, modelul bisericii primare la care noi trebuie să ne raportăm tot timpul, se vede clar această simplitate pe care ar trebui să o păstrăm. Nu e vorba de a face programe religioase, nu e vorba de a face show-uri în partea cealaltă a protestantismului. Se practică acest lucru, să faci un program foarte somptuos cu multe lucruri incluse în el, un fel de show, să-l filmezi din toate părțile și oamenii să-l privească cu uimire. Nu era vorba de așa ceva în biserica creștină. De aceea, dacă noi vrem să revenim la modelul din Faptele Apostolilor, unul dintre punctele în care trebuie să ne întoarcem este și acesta, al simplității din biserica primară, al felului foarte simplu în care aveau loc lucrurile în închinarea creștină. Bineînțeles că evreii aveau sinagogi și Pavel intra în aceste sinagogi pentru că îi găsea pe evrei acolo și putea să le vestească Evanghelia, dar creștinismul n-a funcționat în sinagogi, ci în case particulare, în diferite locuri care au fost transformate în mod improvizat în locuri de închinare. Nu existau așa numitele biserici creștine, creștinii înțeleseseră foarte bine că ei erau biserica și asta a fost timp de 300 de ani. Revenind la textul din Fapte, după ce Pavel intră în sinagoga din Antiohia Pisidiei și îi se dă această ocazie de a da un îndemn pe marginea Scripturii, el își începe discursul sau predica, recurgând la istoria lui Israel până la regele David. Și este de observat, vom citi de la versetul 16, este de observat felul în care toată cuvântarea sa are drept punct de reper Scriptura Vechiului Testament. El nu se abate de la Scriptură. Cel care vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, iar Pavel exact lucrul acesta îl face. Așadar, citim de la versetul 16. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Și mă opresc în punctul acesta pentru a observa faptul că erau două categorii de oameni în sinagogă, și anume evrei prin naștere și oameni care se temeau de Dumnezeu, așa numiți prozeliți, oameni temători de Dumnezeu, oameni care veneau din mijlocul celorlalte națiuni și ascultau de religie evreiască, fără să fie neapărat parte integrantă acesteia. Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtare în pustiu. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Kish, din seminția lui Beniamin, apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David,
despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea care va împlini toate voile mele. Așadar, Pavel recurge la un sumar, la un rezumat al istoriei lui Israel, de la ieșirea lor din Egipt, de la faptul că Dumnezeu i-a ridicat la rangul de cinste, de a fi poporul ales, i-a scos din robia egipteană, ei au petrecut 450 de ani sub conducerea judecătorilor, apoi au cerut un rege, nu după voia lui Dumnezeu, și a fost dat Saul, iar după ce acesta a fost înlăturat, Pavel ajunge la împăratul David, pe care îl ia drept punct de reper prin aceste cuvinte: am găsit pe David, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. De ce întotdeauna se duce discuția înspre David? Pentru că el era simbolul poporului Israel și evreii știau că Mesia urma să fie fiul lui David. Vă aduceți aminte că și Domnul Iisus i-a întrebat la un moment dat pe cei din templu: al cui fiu trebuie să fie Mesia sau Hristosul? Și ei au răspuns cu toții: fiul lui David. Iar el le-a pus încă o întrebare: cum atunci David îl numește Domnul meu, din moment ce este fiul său, de ce îl numește Domn? Iar ei ar fi trebuit să ajungă foarte simplu la concluzia că, în mod natural, prin naștere naturală, el era din spița de neam al lui David, dar în același timp era fiul lui Dumnezeu. Din acest punct, de la David, Pavel trece imediat la vremea lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus, despre care cu siguranță se auzise ceva și în comunitățile acestea evreiești care erau dispersate pe tot teritoriul Imperiului Roman. Pavel le rezumă lucrarea lui Ioan Botezătorul de pregătire a căii lui Mesia, apoi vorbește despre moartea și învierea Domnului Iisus ca fiu al lui David, ca Mesia cel promis. De la versetul 23: din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Și mă opresc aici pentru a face această remarcă: faptul că Pavel primise Evanghelia de la Domnul Iisus în mod direct și avea și aceste detalii, și anume felul în care Ioan Botezătorul vorbea despre Domnul Iisus. Pavel spune: eu n-am primit Evanghelia de la un om, n-am învățat-o de la un om, ci direct de la Domnul, iar Domnul îi relatase și această parte a lucrării lui Ioan Botezătorul, care se potrivește foarte bine cu relatările celor patru evangheliști pe care le avem în Scriptură. De la versetul 26: fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și încă o dată este de remarcat faptul că apostolul Pavel face tot timpul referință la Scriptura Vechiului Testament. În cazul de aici, la psalmul al doilea, unde se spune că Mesia urma să fie fiul lui Dumnezeu, să învieze din morți și să domnească peste Israel și peste lumea întreagă. Versetul 34: că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Bineînțeles, ne aducem aminte că acesta a fost același argument pe care Petru l-a adus în ziua cinzecimii,
când le-a arătat evreilor aflați în Ierusalim că mormântul lui David este până astăzi în zilele noastre printre noi și că David a văzut putrezirea, dar este un altul, fiul lui David, care nu a văzut putrezirea, pe care Domnul l-a înviat dintre cei morți, împlinind făgăduința sa făcută lui Israel. Practic, Apostolul Pavel le arată că toată Scriptura, tot șirul acesta al prorociilor care vorbeau despre venirea lui Mesia, a fost împlinit în persoana și în lucrarea Domnului Isus. În cele din urmă, le face și o chemare personală de a primi iertarea de păcate prin credința în jertfa Domnului Isus de la cruce și îi avertizează să nu cumva să fie disprețuitori, fiindcă aceasta i-ar duce la pierzare. După ce le expune cuvântul lui Dumnezeu și le arată argumentele din Scriptură, nu vorbește de la el, nu vorbește opinii personale, nu impresionează, nu le spune povești sau istorioare, ci îi duce direct la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este o predicare de la Duhul Sfânt, cea care vine din cuvântul lui Dumnezeu. După ce le arată tot acest context al venirii lui Mesia și le argumentează din Scriptură că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel promis, care a murit pentru păcatele întregii omeniri și a înviat pentru că Dumnezeu a primit lucrarea aceasta mântuirii, după aceea îi invită în mod personal să ia o atitudine, să primească această mântuire, nu cumva să o respingă și să fie disprețuitori. De la versetul 38 spune Pavel: să știți dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Așadar, Pavel pune în opoziție încercările făcute prin legea lui Moise de a ajunge la iertare, la neprihănire, cu lucrarea Domnului Iisus de la cruce. Dacă prin legea lui Moise nu s-a putut căpăta iertare de păcate, ci iertarea aceasta venea tot prin jertfa Domnului Iisus, care era arătată în viitor, în schimb, prin credința în Domnul Iisus, în moartea sa ispășitoare de la cruce, oamenii pot căpăta iertarea păcatelor și pot fi împăcați în felul acesta cu Dumnezeu. Probabil că Pavel s-a uitat la fețele lor, așa se întâmplă de fiecare dată când predici Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu, te uiți la fețele ascultătorilor și îți dai seama dacă ei captează mesajul sau dacă îl resping după expresia feței. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Pavel și probabil că pe fețele lor el a citit respingere, cel puțin în cazul unora, și dispreț față de cuvintele lui. De aceea le adresează această avertizare: luați seama ca nu cumva să vi se împlinească cealaltă parte spusă în proroci, și anume: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Aveți grijă să nu respingeți mântuirea aceasta, pentru că nu există alt nume în care puteți fi mântuiți și dacă doar vă mirați, veți ajunge la pierzare. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Cei care nu cred în jertfa Domnului, cei care nu primesc prin pocăință și credință iertarea păcatelor, nu au altă alternativă, ci doar aceasta de a rămâne în pierzare. Oricum ar fi fost lucrurile în acest prim sabat în interiorul sinagogii, nu știm exact câți oameni au primit cuvântul și câți l-au respins. Cert este că au fost reacții împărțite, iar cei dintre neamuri, dintre celelalte națiuni, acești numiți prozeliți sau oameni temători de Dumnezeu, au fost cei care l-au rugat pe Pavel să le mai vorbească și în săptămâna următoare despre aceste lucruri. Cu siguranță ei erau oameni interesați pentru că se aflau în căutarea adevărului, în timp ce evreii natural, prin naștere, considerau că dețin adevărul, că nu mai au nevoie de nimic și că, prin urmare, ei sunt bine cu Dumnezeu. De aceea este scris de la versetul 42: când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Iată așadar cum se face lucrarea lui Dumnezeu. Este o predicare publică, însă după această predicare a cuvântului, Pavel și Barnaba au stat de vorbă cu fiecare om, le-au răspuns la întrebări și i-au îndemnat să stăruie, să meargă mai departe în căutarea lor
după Dumnezeu, să ajungă la pocăință. În felul acesta a luat ființă biserica din acel oraș. Se vede că mulți oameni au crezut încă de la început, mai ales din rândul acestor prozeliți dintre neamuri, iar apostolii au continuat toată săptămâna lucrarea lor prin aceste discuții, în mod particular cu fiecare dintre ei, răspunzând la întrebări și deslușindu-le cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă, în sabatul următor, tot orașul a aflat de vestea aceasta și oamenii s-au adunat în mare număr pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Observați cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat în acel loc, că vestea aceasta despre iertarea pe care Dumnezeu o dă prin credință, despre învierea Domnului Iisus din morți, a fost de natură să stârnească în mijlocul lor întrebări și să-i aducă pe toți să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum este scris de la versetul 44, în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Aproape toți oamenii au venit să audă ce avea să le spună Pavel din partea Domnului. Și este o imagine foarte frumoasă a felului în care Duhul Sfânt lucrează pentru a stârni acest interes. De fiecare dată când a fost o trezire spirituală, așa au stat lucrurile. Oamenii au fost aduși de către Duhul Sfânt. El le-a pus poveri pe inimă, i-a cercetat și i-a îndemnat să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi am stat și am bate la fiecare ușă din tot orașul, la fiecare apartament sau la fiecare casă, n-am reușit să avem un astfel de rezultat. Dar când Duhul Sfânt lucrează, atunci oamenii vin să audă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El pune o sete și o foame după cuvintele lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca lucrul acesta să se întâmple și astăzi. Duhul lui Dumnezeu să cerceteze oameni în acest loc și în țara noastră, ca ei să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să ajungă în felul acesta la pocăință. Bineînțeles că atunci când Dumnezeu lucrează, se stârnește și împotrivire. Așa a fost din vremea apostolilor, în toate perioadele de treziri spirituale și așa va fi până la capăt. Însă, cu orice preț, noi ne dorim ca Dumnezeu să lucreze în zilele noastre. Să adune mulțimi de oameni în fața cuvântului Său, să miște inima poporului acestuia, să toarne peste ei un duc de îndurare și de rugăciune, să-și întoarcă privirile spre Cel pe care L-au străpuns. Acesta este motivul pentru care postim în fiecare miercuri cu cei care s-au alăturat la această inițiativă și îndemnăm să stăruie în acest lucru, pentru că, așa cum am văzut, postul și rugăciunea sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru a pune în mișcare lucrarea Duhului Sfânt. Ne dorim ca lucrarea aceasta a Duhului Sfânt să se facă în mijlocul nostru. Nu noi îi putem mișca pe oameni, nu noi îi putem atinge în inimă, noi doar putem vesti Evanghelia așa cum au făcut-o apostolii, dar lucrarea este a Duhului Sfânt. De aceea ne rugăm ca Duhul Sfânt să facă aceeași lucrare și în zilele noastre, repet, indiferent de prețul care va fi de plătit. În cazul apostolilor a fost vorba de o prigoană stârnită de invidie. Așa cum citim de la versetul 45, iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Observați, cu curaj, îndrăzneală venită de la Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Așa cum făcuse Elima în Cipru, la fel făceau acum și iudeii care pretindeau că îi slujesc lui Dumnezeu. Erau evrei care se considerau religioși, care vorbeau despre Dumnezeu, care citeau din Scriptură. Singura Scriptură în momentul acela era cea a Vechiului Testament. Noul Testament urma să fie scris. Ei bine, acești iudei au fost primii care, din invidie, au început să stârnească prigoană. Invidia i-a orbit, fiindcă oamenii îi ascultau pe acești doi străini și în felul acesta evreii au ajuns să vorbească împotriva cuvintelor lui Pavel și să-l batjocorească. Aceste două lucruri, repet, sunt dovezi clare că este vorba de o lucrare autentică. Atunci când cuvintele sunt contestate și omul care le rostește este batjocorit.
Așa s-a întâmplat cu Pavel, așa au stat lucrurile cu toți lucrătorii lui Dumnezeu și așa vor sta până la capăt, până la venirea Domnului Iisus. Dacă toți oamenii ar fi de acord cu ceea ce vorbim din partea lui Dumnezeu, atunci cu siguranță ar fi vorba de un fals. Dar această prigoană nu face altceva decât să confirme faptul că e vorba de o lucrare autentică venită de la Dumnezeu. Din acest moment, Pavel, aflat sub călăuzirea Duhului Sfânt, anunță schimbarea direcției lucrării sale. Observați, încă de la început, direcția se schimbă de la evrei către neamuri, de la cei chemați, de la poporul ales, către națiunile lumii, așa cum vestise Domnul prin prorocul Isaia, atunci când a spus că urmează ca mântuirea să fie dusă până la marginile pământului, ca Mesia să fie lumina neamurilor și mântuirea să ajungă la toate aceste națiuni ale lumii. Deși în continuare, apostolul Pavel, de fiecare dată când a intrat într-un oraș din Imperiul Roman, a mers întâi în sinagoga evreiască pentru a le adresa cuvintele de chemare celor care făceau parte din poporul ales, deși, repet, lucrul acesta s-a întâmplat, atenția lucrării lui Dumnezeu s-a mutat către păgâni sau către cei necredincioși. Dragii mei, aceeași direcție este până astăzi. Pentru că mult mai greu este să se trezească din starea lui de orbire unul care se consideră credincios și că este bine cu Dumnezeu, decât să vină la pocăință unul care nu l-a cunoscut deloc pe Domnul. În plus, mai este încă un lucru și seriozitatea pe calea Domnului este diferită pentru unul care vine din afară, din necredință, din păgânism, dintr-o viață pierdută, în comparație cu altul care a stat zeci de ani în adormire pe băncile unei biserici și cu inima împărțită cu lumea și cu păcatul. De aceea, atenția lucrării lui Dumnezeu de fiecare dată este îndreptată către cei de afară. Din momentul acesta, Pavel spune, mă voi duce către neamuri, voi vesti Evanghelia celor de la drumuri și de la garduri, așa cum spusese Domnul Iisus. Pentru că cei invitați n-au vrut să vină, atunci mergeți și chemați pe toți ceilalți care sunt răspândiți în diferite locuri. Mai este de făcut aici observație în legătură cu versetul 48, unde este scris că neamurile se bucurau, bineînțeles că se bucurau de faptul că Dumnezeu îi avea în vedere și pe ei. Repet, ei veneau de multă vreme în sinagoga evreiască, dar erau considerați ca o categorie aparte, cumva exterioară, nu făcând parte din poporul evreu. Ei bine, de data aceasta neamurile capătă dreptul de a fi parte din poporul lui Dumnezeu, din cel duhovnicesc. De aceea, cei de limbă greacă se bucurau când au auzit cuvântul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și vreau să mă refer la partea a doua a versetului 48. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Unii au spus că aici e vorba de un argument pentru predestinare. Observ, cei ce erau predestinați au crezut, ceilalți au mers pe drumul lor. Dragii mei, nu-i vorba deloc de așa ceva în locul acesta. Verbul folosit în versetul 48 în limba greacă este tasso și nu putem să insistăm asupra lui foarte mult, dar primul sens al acestui cuvânt este cel de a aranja, de a pune în ordine, de a pregăti și cuvântul este luat din domeniul militar. Așadar, era vorba de oameni care erau pregătiți în inimile lor, oamenii pe care Duhul lui Dumnezeu îi pregătise, care aveau căutări după Dumnezeu, așa cum a fost cazul și al lui Corneliu și al lui Sergius Paulus, acești oameni pregătiți au primit cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu e vorba de oameni predestinați, ci de oameni care aveau căutări în inimile lor. Și aici alegerea este liberă a fiecăruia ce caută în viața aceasta. Oamenii care căutau după Dumnezeu, care erau pregătiți pentru auzirea cuvântului Domnului, aceștia au primit cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, este foarte clar că Dumnezeu îi cunoștea mai dinainte și îi cunoaște pe toți cei care vor veni la el. Așa cum l-a cunoscut pe Corneliu, cum i-a cunoscut pe cei din casa lui și de aceea i-a dat o vedenie lui Petru și l-a trimis în casa lui Corneliu ca să poată auzi Evanghelia și să se poată întoarce la Dumnezeu. Acest lucru însă nu înlătură sub nicio formă responsabilitatea omului și nu duce nici de cum la ideea că unii sunt mai deosebiți decât alții, că unii au fost predestinați la mântuire și alții la pierzare, ci această libertate a existat tot timpul
de a alege dacă un om îl caută pe Domnul sau nu îl caută, dacă primește mântuirea sau o respinge. Dumnezeu spune că toți oamenii sunt păcătoși și merită pedeapsa lui veșnică, de asemenea îi cheamă pe toți la mântuire. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spunea Domnul Iisus, și veți găsi odihnă. Chemarea este pentru toți, mântuirea este pentru toți, jertfa ispășitoare este pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Nu există categorii speciale, așa cum a fost cazul poporului evreu în Vechiul Testament, ci există doar o chemare la mântuire pentru toată umanitatea. Bineînțeles, repet, că este vorba de o cunoaștere mai dinainte a numărului exact al celor care vor intra în biserică. De aceea spune Apostolul Pavel, când va intra numărul de plin al neamurilor, biserica va fi răpită, bineînțeles, și tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu cunoaște pe toți mai dinainte, pentru că El cunoaște toată istoria mai dinainte. Dar aceasta nu înseamnă predestinare, ci doar, pur și simplu, că El dă ocazie tuturor oamenilor de a veni la pocăință. Așa cum am văzut în acest caz, unii au primit chemarea Domnului și s-au întors la El, alții au ales să se transforme în batjocoritori și în prigonitori chiar, măcar că spuneau că îi slujesc lui Dumnezeu. Așa cum este scris de la versetul 49, cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, adică în această provincie Pisidia. Nu doar în Antiohia, ci și în împrejurim, pentru că probabil mulți oameni aveau legături cu celelalte localități din regiunea Pisidiei. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Observați cine a făcut lucrul acesta? Cei care spuneau că sunt oameni credincioși, care îl cunosc pe Dumnezeu, nu păgânii. Ei au întărâtat pe păgâni, s-au dus la conducătorii orașului ca să-i convingă să-i scoată afară pe Pavel și pe Barnaba. De aceea este scris în versetul 51, Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor, nu împotriva cetății, ci împotriva acestor oameni, pentru că ei de bună voie s-au împotrivit lucrării Duhului Sfânt. De aceea apostolii fac acest gest simbolic de a scutura praful de pe picioare și de a-i lăsa în mâna lui Dumnezeu. Domnul spune că din momentul acela El însuși poate interveni prin judecățile sale de avertizare și de corectare. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Chiar dacă prigoana aceasta ar fi părut că oprește lucrarea lui Dumnezeu, aceasta însă n-a încetat. Numai prigonitorii s-au situat în afara lucrării Domnului. Mulți dintre evrei n-au crezut, dar au fost o parte dintre evrei care s-au întors la Domnul și, bineînțeles, foarte mulți dintre neamuri. În așa fel încât, în orașul acesta, Antiohia din Pisidia, a ajuns să ia naștere o biserică formată din ucenici ai Domnului. Despre acești ucenici vedem în versetul 52 că au rămas în urmă plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Așadar, am văzut în acest capitol 13 cum Evanghelia a pătruns încă de la început, din prima călătorie misionară, dincolo de limitele cunoscute, în diferite orașe din Imperiul Roman, sub călăuzirea și cu puterea Duhului Sfânt. Aceleași lucruri sunt cele de care avem nevoie și noi astăzi. Acum când s-a vorbit despre coborârea Duhului Sfânt, și fac aici o paranteză și spun că noi nu ținem nici Rusalii și nici alte sărbători, ci ne dorim ca Duhul Sfânt să se coboare tot timpul asupra noastră și asupra bisericii creștine. Dragii mei, noi nu trebuie să deviem, să nu ajungem să revenim la ritualurile din care am ieșit și la obiceiurile lumii acesteia, sub pretenția că vestim cuvântul Domnului, să ne ferim de tot ce este lumesc și de tot ce nu este după Scriptură. Noi ar trebui să avem parte de revărsarea Duhului Sfânt de fiecare dată când ne adunăm ca Biserica Domnului și de asemenea să-L căutăm în fiecare zi. Nu o dată pe an să vorbim despre coborârea sa în ziua cincizecimii. De altfel, cei care urmăresc aceste mesaje au putut observa că tema Duhului Sfânt este una constantă, pentru că nevoia noastră cea mai mare, ca și oameni credincioși, este aceasta de o nouă revărsare a Duhului Sfânt, de o reîmprospătare a vieților noastre, de un vânt proaspăt și de un foc proaspăt, așa cum spunea Jim Simbala.
Avem nevoie de Duhul Sfânt. Dacă vrem ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze, dacă vrem să-i vedem pe oameni întorcându-se la Domnul, avem nevoie ca Duhul Sfânt să se reverse. De aceea este nevoie să stăm în post și rugăciune pentru această cerere înaintea lui Dumnezeu. Ca El să-și reverse Duhul Sfânt peste noi, ca biserica Lui, să ne împuternicească, să ne dea îndrăzneală și să-L reverse și în afară, ca să-i aducă pe oameni la cunoștința stărilor de păcat, să-i convingă de starea lor de cădere și să-i îndemne spre pocăință. Avem nevoie așadar de lucrarea Duhului Sfânt mai mult ca oricând în aceste zile din urmă. În plus, avem o motivație suplimentară de a cere această revărsare a Duhului Sfânt, pentru că ne aflăm cu adevărat la împlinirea cuvintelor prorocului Ioel, înainte de venirea zilei Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. Este foarte puțină vreme până când Domnul va începe să judece lumea aceasta, iar vremea aceasta care ne-a rămas de petrecut pe acest pământ, noi trebuie să o cheltuim în lucrarea lui Dumnezeu, să fim implicați cu totul, cu toată inima noastră, atât în post și rugăciune, cât și în vestirea Evangheliei. Nu e altă formă mai bună de a aștepta pe Domnul decât umblând în plinătatea Duhului Sfânt, fiind oameni înțelepți, fecioare înțelepte, cu candelele pline, cu un de lemn în vasele noastre. Domnul să ne ajute să avem această căutare înnoită în zilele acestea. În momentele acestea de tranziție, din nou către libertate de închinare, în momentele acestea când lucrarea lui Dumnezeu va reîncepe să aibă mai multă libertate, să putem vesti mai liber Evanghelia, să ne reunim și eventual să organizăm adunări publice, trebuie să avem un nou început. Acest nou început îl putem avea doar printr-o revărsare a Duhului Sfânt, doar sub călăuzirea sa, sub împuternicirea lui suverană. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Dacă vrem ca lucrarea să se extindă, să continue, acum ar trebui să începem din nou în alt fel, și anume căutându-L pe Duhul Sfânt, căutând să facem doar lucrurile pe care El ne le arată și să le facem nu din proprie inițiativă, ci prin călăuzirea sa. Închei cu această ultimă imagine din versetul 52 a ucenicilor din Antiohia Pisidiei, care au rămas în urmă plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Acest capitol conține mai multe referiri la lucrarea Duhului Sfânt, iar ultimul verset îi arată și pe ucenicii noi convertiți, noi veniți la credință, fiind plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Nu doar apostolii, nu doar cei 5 conducători din Antiohia, nu doar cei 2 trimiși în lucrare au fost oameni plini de Duhul Sfânt, ci și cei care au rămas în urma lor. Și este extraordinară această imagine a oamenilor recent convertiți care rămân în urmă, în mijlocul prigoanei, dar sub călăuzirea și sub împuternicirea Duhului Sfânt. Ei erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt, în timp ce iudeii nu mai puteau de invidie. Erau măcinați înăuntru de resentimente și de ură, iar ucenicii Domnului erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Dragii mei, așa ar trebui să fie și imaginea bisericii din zilele noastre. Batjocoritorii vor continua să batjocorească și vor stârni prigoană după prigoană. Nimeni nu-i poate împiedica. Dumnezeu ar fi putut împiedica prigoana de fiecare dată, însă El o permite în atotștiința Lui. Prigoana va continua, dar ucenicii Domnului ar trebui și ei să continue să fie plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Așa cum îi îndemna Apostolul Pavel pe credincioșii din Filipii, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Iată și motivația pentru bucurie. Bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă. De ce? Pentru că Domnul este aproape, pentru că foarte curând îl vom vedea pe El. Chiar în mijlocul încercărilor de tot felul, chiar dacă s-ar stârni un nou val împotriva lucrării lui Dumnezeu, noi trebuie să continuăm să fim plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute pe toți să trăim în acest fel. Să căutăm plinătatea zilnică a Duhului Sfânt în viețile noastre, să căutăm un botez nou și o umplere nouă cu Duhul Sfânt, fără de care nu vom putea face lucrarea lui Dumnezeu, ci vom rămâne doar la lucrările noastre care nu au niciun rod și niciun viitor din punctul de vedere al lui Dumnezeu.
Domnul să ne dea harul de a căuta prezența și umplerea Duhului Sfânt și în același timp de a rămâne plin de bucurie, așa cum erau ucenicii din Antiohia Pisidiei. A Lui să fie toată slava în biserica sa în veci. Amin.